Am plămânzit de atâta drum de-a lungul Dunării și iată, am ajuns la masa de bunătăți. Sunt aici la Mariana, care culmea se mai numește și pe Zolo. Nu s-a căsătorit cu un sârb, nu s-a căsătorit cu un ungur, cu un neamț. Pur și simplu și-a luat un... Italian. Un italian. Ia spune-mi, chiar am rămas uimit de povestea familiei tale încrengate așa, ciudat. Da, e ca un fel de tradiție aici. Tatăl meu din Oltenia a venit în Banat și a găsit-o pe mama sârboaică. Deci în casa noastră se gătește mixt. Și soțul meu, fiind italian, se descurcă cu spaghete. Mama mea, fiind sârboaică, trebuie gătit separat. Trebuie gătit o ciorbă cam Banat, o friptură, cartofi nelipsiți de la masă. Deci, astăzi... Tu faci așa o mixtură din toate. O mixtură din toate. Eu mă mulțumesc cu toate. Deci eu nu am o mâncare specifică. Mănânc din toate bucătăriile. Malosârbski, câta românește, un po' italiano, românește, deci din toate zonele. De-aia te ții tu așa tânără și frumoasă și păloasă, pentru că pui totul cu suflet, da. Nu-i așa? Este, așa da, este. Lui Uica, o să ni de drumul ăsta, ce-i de-aia să mânce? Și dacă tot ați venit la Moldova, unde este și Dunărea, deci este și peștele. Mâncăm pește. Mâncăm pește astăzi, șalău și crab. Vă dați seama unde am nimerit eu? Am ajuns în sfârșit în raiul mâncărilor, unde îi place lui Uica să trăiască. Vom prepara șalăul într-un mod nemai văzut, nemai întâlnit, garantez, nou pentru toată lumea. Și asta mă face, Mariana, să fiu atât de pălos cum îi șarge bine unui bănățan. Întotdeauna am fost împotriva foliei de aluminiu și vă învăț și pe voi de acasă, încercați rețeta noastră, în loc de folie de aluminiu vom folosi o metodă clasică pe care o practicau pescarii aici pe malul Dunării. Înveleau peștele în foi de varză. De ce în foi de varză? Păi logic, gândiți-vă, pe malul Dunării pământul e atât de ud, de bogat în aluviuni, încât varza crește, erau vărzării întregi. Și atunci ce era mai simplu decât să te dai jos din barcă cu niște pești babani pe care să-i căsăpești, să-i tai, să-i învelești în foi de varză legate cu șpogotul ăsta pe care orice pescar îl are în barcă pentru repara năvodul și să-i arunci în spuja a focului. Noi nu o să-i facem în spuză, o să-i facem direct pe grătar deasupra de jăratec, de jăghi, cum spune bănățanul, dar în rest ne vom strădui să păstrăm rețeta veche. Ăsta e un îndemn să folosiți și voi metoda asta inventată aici în clisura Dunării și să renunțați pe cât se poate la folia de aluminiu, care, părerea mea, nu prea e sănătoasă. Asta e sănătoasă și naturală. Absolut, da. Absolut. Uite, desfacem cu grijă foile de varză să rămână pe cât posibil întregi. Voi de voi, femeile! Degetele de femeie știu să mângâie, să descurce toate lucrurile complicate, pe când mâinile butucănoase de bărbat ce poate să facă? Mariana, tehnica femeii e una deosebită. Știe să calce așternuturile, lenjeria, hainele, îl mai calcă și pe bărbat, pe picioare, pe nervi. Dar călcatul verzei rămâne totuși bărbatului. Apanajul bărbatului. Luăm pe rând cu migală fiecare foaie de varză. Uite aici putem să-i facem așa un șliț ca să fie mai ușor de călcat. Dăm cu sare, piper. Asta înmoaie varza, știi? Numai piper. Și cu chestia asta am uitat cum îi spune, dar în fiecare seară când vin beat acasă, mă așteaptă muierea cu unul de 3 ori mai mare după ușă și numai mi-l arată. Și spun, promit că mâine mănânc pește, dar nu mai mâmbăt. Așa. Uite, Mariana, zdrobim fibra din varză,
Călcăm și pe față și pe spate. Așa. Auzi, Mariana, dar dacă o fi vodată din greșeală să-mi tragă nemțoanea una cu sușitorul, o fi bună varza asta să-mi fac așa cataplasmă? Unde e vânătaie? E bună, compresa cu varză e bună. Și trage vânătaia? Trage vânătaia, da. Ați văzut, țineți minte neapărat varza voi, bărbat. Varza e bună la orice. Absolut. Dar cea mai bună este acum la făcutul șalăului. Uite aici, am călcat două foi de varză, luăm bucata asta de șalău, ah, o carne dulce, nu prea grasă, chiar indicată pentru cei care nu tolerează grăsimea, sare, piper, acum o să punem și un strop de boia ca să-i dea un obraz mai deosebit, o rundea de ardei, un solzișor de ceapă, o felie de lămâie și acum, precum chinezul bătrân, să facem un pachet. Ia să vedem, Mariana. Reușesc eu? Așa, șpogotul musai, ca pe o sarmă, uite. Îi băgăm urechile înuntru și împachetăm. Stai să tăiem sfoară mai lungă, uite de aici, taie, fi bună. Și fiindcă asta merge în foc, o să înmuiem ghiși în șe. În oameni vin. Buni, nu irosiți vinul. Înmuiați-vă sfoara necesară în el, după aia, pentru că e un vin de Moldova nouă, aromat, vile de aici sunt faimoase, trageți un șlug, că nu vă bace nimeni cu sușitorul. Mariana, asta e viață lungă. Și acum haide să legăm. Fii bună, ia răgegice de muiere, harnișe, eu răgic așa. Ca pe pachet. Și leagă-l cât mai des să nu se desfacă în foc. Ia uite ca frumos, ca boboc l-am făcut. Acum urmează să-l punem pe grătar. Mariana, tu folosești des în familie grătarul? Folosim grătarul, da. Da? Da. Faci pește pe grătar? Facem mici. Deci și câte un mic. De porc, da. Așa. Auziți voi ce mi-a spus Mariana acum, cuvântul fermecat porc, pentru că de fapt cel mai bun pește, tot porcul rămâne, nu? Îmi aduc aminte că am venit odată la niște sârbi aici, la un festival de pește. Și vreo 3 zile, șalău glazurat, somn nu știu ce, crab nu știu cum, plătică nu știu cum. Și după 3 zile zice, na, acum hai la mine acasă să mâncăm ceva fain, adevărat să ne săturăm. Păi zic, ce? Ha, carne de porc, facem niște șnițele cu sos. Deci bănățanul e legat. Hai dacă vorba lungă sărășia omului, să vedem cum e focul aici. Numai fain, mai coborâm cât a grătarul. Și să le facem și pe celelalte.